Este prima săptămână în care lucrările pentru construirea magistralei 6 de metro 1 mai Otopen dau peste cap traficul în zona podului Constanța. Restricțiile de circulație au fost instituite sâmbătă, iar avizul pentru lucrări este valabil până la jumătatea lunii noiembrie, cu posibilitatea de prelungire. Cu detalii vine Andrei Rotaru, chiar din zona lucrărilor. Bună ziua, bun găsit tuturor! Ca să înțelegem cât mai bine ce efecte au aceste restricții, este suficient să luăm un singur exemplu. În momentul de față, ora de vârf, știm foarte bine, a trecut. Acum, noi suntem chiar la baza podului Constanța, chiar la intrarea pe sub pod dinspre șoseaua de centură. Vedeți în spatele meu cam cât de aglomerat este, însă trebuie să ținem cont de următorul lucru. Din locul în care ne aflăm și până la sediul registrului auto român, vorbim despre o distanță de aproximativ un kilometru, o distanță pe care, cel puțin în teorie, ar trebui să o putem parcurge cu ușurință. Ei bine, înainte de restricții, acest drum era, vă spuneam, de un kilometru. Odată cu introducerea restricțiilor pentru magistrala 6 de metrou, drumul se lungește cu aproximativ jumătate, sunt 1,5 km pe care trebuie să-i parcurgem din același punct până la sediul Registrului Auto Român, iar acest drum durează acum, când nu vorbim despre o oră de vârf, între 10 și 15 minute. Bineînțeles că traficul este congestionat, însă trebuie să mai ținem cont și faptul că asta se întâmplă acum, se întâmplă vara, nu au început încă școlile și nu avem o certitudine în ceea ce privește momentul în care aceste restricții ar putea fi eliminate, așadar nu doar că acest peisaj ar putea deveni unul obișnuit în zonă, ci lucrurile ar putea sta și mai prost și de altfel și în această dimineață a fost și mai aglomerat aici. Bineînțeles că restricțiile nu se aplică doar șoferilor de mașini obișnuite, ci și mijloacelor de transport în comun, motiv pentru care și Societatea de Transport București a fost nevoită să facă modificări. Sunt suspendate 3 linii de tramvai, 3, 24 și 45, și în locul lor se înființează liniile 42 și 53, 42 care va funcționa de la Vasile Pârvană și până la Piața Presei, iar linia 53 va funcționa între terminalele Mezeș și cartier Dămăroaia. Sunt modificări aduse și liniilor de troleibuz, dar și mai multor linii de autobuz.